Ce faci? A dat record? Am dat record, okay. Cred. Ai dat? Da. Ok. 2, 3 și... Și am ajuns din nou în California și suntem pe... Venice Beach. Să vă explicăm ce s-a întâmplat în ultima săptămână și jumătate? Sau o săptămână? Da. Deci din New York am plecat în Washington. Cu autobuzul am făcut 4 ore. După care am stat în Washington 2 zile să vizităm Washingtonul așa puțin. Plecat în California. Am luat avionul din Washington și am făcut un zbor de 6 ore până în California. Și am stat 3 zile. Am stat 3 zile în California și am fost nevoie să ne întoarcem înapoi în New York. Eu am stat 3 nopți în New York, apoi am plecat într-o stațiune aproape de New York. Iar eu am stat 6 zile în New York. El a plecat, iar eu am rămas cu o prietenă în New York să continuăm shoppingul și vizita și așa mai departe. Ieri am luat înapoi avionul. Din nou 6 ore. Da. Din New York în California. Deci cam asta a fost toată excursia de săptămâna trecută. Am avut 3 zboruri în mai puțin de o săptămână, toate 3 de 6 ore. Mi-au ajuns. A fost nebunie, am mers mai mult cu avionul decât cu mașina. Da, ne-au ajuns pentru următoarea aproape lună, în care vom petrece timpul prin California. Exact. Și am zis că începem să vizităm această plajă, pentru că este una dintre cele mai renumite din California, Venice Beach, Malibu, Long Beach, Santa Barbara, toate astea. Și am sperat că o să fie mai cald, că o să pot să stau la plajă, dar dârdă-i de frig. Ce cu frigul ăsta? Și în cazul în care ultimul vlog din New York se termină brusc, fără încheiere. Sau nu prea are o poveste, ne cerem scuze, dar cum am plecat din New York, am luat aparatele cu mine, Iulia nu a mai filmat. Am zis că o să mă bucur puțin de New York, pentru că prima săptămână din New York... Da, drept, nu prea am filmat. Hai să mergem mai departe. Hai! Măcar nisipul este cald. O să stau pe nisip ca să nu fie frig. Huntington Beach. Am mai fost dat aici și da, este a doua oară când venim. Parcă ne place mai mult decât Venice Beach. Mi se pare că este mai frumos. Pe aici și plaja este la fel de lată. Valurile sunt într-adevăr mai mari și sunt mai mulți surferi. Ieri am luat o pauză de la vlogging. Am stat la piscina unde locuim să ne relaxăm puțin și să ne bronzăm puțin, de fapt că suntem încă albi. Azi, la o zi distanță, am venit din nou pe Huntington. Să vă arătăm și această plajă, pentru că data trecută, nu știu, nu am apucat să filmăm foarte mult. Am filmat subit. Am filmat puțin. Deci, priviți și voi în jur, să vedeți ce frumos este.